Noul ambulatoriu al Spitalului Județean Vâlcea prinde contur. Lucrările presupun reabilitarea unui corp deja existent al clădirii spitalului, dar și extinderea acestuia prin construirea unui nou corp. Din spusele președintelui Consiliului Județean, lucrările pentru construirea noului corp se află în grafic. Și uite că ne ține și de cuvânt că facem prima clădire de spital din municipiul Râmnicu Vâlcea după Revoluție. Am verificat lucrările, da, sunt lucrări complexe, suntem la etajul 1 în grafic. Chiar dacă au fost ceva probleme de aprovizionare cu materiale, toți constructorii au avut această problemă, dar cel puțin sunt mulțumit că se lucrează pe termenele angajate în contract. Ați văzut cei care veniți, din păcate, pe la spital, fațada se lucrează intens, s-a dat deja structurata. Aici suntem la etajul 1 și vom avea o clădire modernă care va avea și dotări. Acest proiect se realizează cu ajutorul fondurilor europene, iar costurile pentru construirea noului ambulatoriu, cu tot cu echipamentele necesare, se ridică la aproximativ 3,5 milioane de euro.